Salutare tuturor! Astăzi folosim programul Photoscape. Cum îl folosesc eu? Deschidem programul, editor, aducem o fotografie. O luăm și o punem direct aici. Pac! Ca să modificăm rezoluția, dăm pe Resize, debifăm și aici punem rezoluția cum a fost sau ce rezoluție dorim, 1920 cu 1080. Și se va schimba rezoluția. Putem face acest lucru și din săgeți. Obiecte. Putem aduce titlu, scris, culoare, ce culoare dorim, ce tip de text. Aici putem scrie roată, așa, cu roșu, ok, mărim, rotim, putem aduce icoane, avem în acest program diferite icoane, pe care dorim, mărim, micșorăm, putem aduce și o altă fotografie. Putem aduce o fotografie transparentă. O fotografie transparentă. Foto. Și aceasta este o fotografie transparentă. Da? Punem unde vrem. Dăm save. Save as. Și o salvăm unde dorim noi în calculator, în PC.